foarte cald afară, Lilia a ales niște rochi extraordinare. Bine, bună dimineața și bine te-am întâlnit bună pe căldura asta la tine acasă. Bine ați venit la mine acasă. Vă așteptam că data trecută am fost eu la voi acasă. Ai văzut? Cine ai pregătit astăzi? O colecție de vară, cum ziceai tu. Tocmai a venit vara și vreau să prezint telespectatoarelor o colecție de rochițe lungi care pot fi purtate atât ziua, da, la plajă, sau seara. La un club, bineînțeles. Și foarte colorată colecție. Bineînțeles că e colorată, e vară. Dacă este o colecție de vară, haide să intre fetele foarte colorate și bine dispuse astăzi. Sperăm să fim toți așa. Începem cu o rochiță colorată, o culoare neon. Paula ne prezintă o rochiță deosebită, lucrată dintr-un voal, ideală pentru aceste zile minunate de vară. Această culoare neon puternică, atrage toate privirile și clar veți fi în centrul atenției cu asemenea rochiță. Deosebit de decoltată și de chic în același timp, bineînțeles. O rochiță care o poți purta atât seara într-o locație elegantă, bineînțeles, cu accesoriile de rigoare, o pereche de sandale înaltă, o poșetă pe măsură și așa mai departe, sau, de ce nu, o pereche de sandale joase, romane, merge foarte bine ziua, la plajă chiar, la o petrecere la piscină, eu spun că este ideală. Dar nu merge fără sutien, așa? Păi, în acest caz... Adică în acest caz, nu merge cu sutien, nu merge cu sutien. Nu merge cu sutien, dar este foarte încrițită pe piept și atunci dă volum. Și nu necesită foarte mult. Dar poți să o porți, de ce nu, cu sutienul de la costumul de baie, un sutien colorat, dacă o porți ziua, bineînțeles. Sau, bineînțeles, acolo unde te duci la un party, la piscină, e ok, de ce nu. Sunt acum niște sutiene foarte chic, făcute toate din lănțișoare, care arată foarte bine la costumele de baie. Nu am auzit de sutienele acelea. Când facem o prezentare de sutiene cu lănțișoare? Trebuie să facem. Era frumos să aduci în buticul tău și niște astfel. Că voi aduce și sper să găsesc o colecție pe măsură. Da. S-a întors cu spatele, să-și ține respirația. Să discutăm și despre spate. Spate gol, se poartă foarte mult și se va mai purta și arată foarte bine, iar de ce nu, când ai ce să expui, expune. Deci nu vă opriți să vă etalați frumusețea. Este o rochiță care știe să vă pună în valoare și, cum spuneam la început, această culoare puternică va atrage toate privirile și sigur nu vei scăpa neobservată, mai ales de cine trebuie, clar. Că știi, la fel ca și celelalte rochițe, jos? Sunt foarte lungi. Să nu se sperie domnișoarele, rochițele vin foarte, foarte lungi, tocmai pe ideea să fie tăiate în funcție de înălțimea fiecăruia și de tocul fiecăruia, în cazul în care ele vor să fie purtate cu toc. Nu se strică forma, foarte multe domnișoare mi-au spus, se strică forma. Nu, lungimea rochiei pleacă de la ultimul, să zic, croi, ultimul clin. De acolo se pleacă în lungime. Deci în momentul în care se taie, nu se strică. O să vă arăt pe o altă. Deci unde se vede cel mai bine este rochița aceea verde din spate de dantelă. Hai să mergem până aia. Chiar din spatele Paulei? Din spatele Paulei, chiar îmbrăcată pe manechin. Și atunci o să vedem foarte simplu că de la lungimea, de la genul, ea vine foarte, foarte lungă. Deci nimeni nu are porțiunea asta. Astfel încât dacă o tai, ea nu strică forma. Deci rămâne tot același stil, da, de sirenă și atunci automat arată deosebit. Da. Mergeți să continuăm. Următoarea prezență de astăzi este? Avem o rochiță deosebită, Damaris să vă prezintă o rochiță albastră, un albastru marin, un turcoaz deosebit în combinație cu auriu. La fel, o rochiță care se adresează atât dimineților însorite cât și serii. Bineînțeles, este un material elastic, foarte ușor de asortat, foarte ușor de purtat, având în vedere că are și acest croi larg. Deci nu te încălzești, cum să spun, știi? Foarte multă lume, vai de mine... Nu se încălzește cine? Domnișoarele care poartă aceste rochițe, să-ți fim... Nu cine privește rochițe. Este o rochiță, datorită acestui croi, cum ziceam, îți dă comoditate și lejeritate în mișcări. Este decoltată atât cât trebuie, iar crăpătura pe picior face tot deliciul rochiței, spun eu. Arată senzațional, mai ales când veți fi bronzate. Dar Mari știe să o prezinte foarte bine, îmi place. În spate? În spate este foarte simplu, deci automat o poți purta tu cu sutien. Ea are... corsetul are
înăuntru montat cu pe de sutien, deci nu trebuie neapărat să o porți. Acela elastic care are în partea de sus ajută susținerea bustului și este foarte simplu de purtat. Cum spuneam, este foarte ușor de purtat datorită croierului, iar curiaua din talie este detașabilă, deci dacă vrei o pui, dacă nu vrei o dai jos. Deci nu face parte din rochiță. Este pe elastic, face parte, este a rochiței, deci vine, se poartă, are același... Dar dacă dai jos, nu cade. Cum să cadă? Nu, nici vor. Atunci țineți acolo. Să vedem cum se dă jos. Reușești sau vii să te ajut? Este prinsă în moși și babă. Foarte simplu. Ia uite. Arată foarte bine și fac. Arată foarte bine, asta spun. Deci este o rochiță care o poți purta. Devine mult mai elegantă, bineînțeles, cu acea curea de saten, cu ornamente aurii. Fără, este o rochiță ideală de zi. De ce nu? Mai ales acum se poartă vara rochițele lungi ziua. Foarte lungă, tocmai pe ideea ca să fie tăiată în funcție de înălțime. Dar Marius nu este cea mai înaltă. Dar... este ok, deci arată foarte bine și cum se vede, nu strică forma, nu este perfect la orice domnișoare. Mulțumim! Continuăm cu o rochiță specială, o rochiță colorată, la fel ideală pentru seară și zi. O culoare fantastică, acest curcubeu de culori care merge asortat foarte simplu la orice, inclusiv la pantofi negri, inclusiv la sandale aurii, sandale joase sau înalte, orice culoare. Model foarte simplu, la fel de purtat, având în vedere că el are o lejeritate în material, un material la fel elastic, care este foarte ușor de întreținut, știți foarte bine că se spală ușor la mână. Se tot se spală mână, da? Da, sigur, dar fără probleme, niciun fel de probleme. Tot chicul la această rochiță are acest accesoriu minunat, un lănțișor aplicat în partea de sus și, dacă te întorci cu spatele, aici este punctul forte a rochiței, este susținut cu aceste lănțișoare de care ziceam că se poartă și la costumele de baie. Arată deosebit și eu pot să spun că acesta este punctul glamour la această rochiță fantastică. Prețul foarte bun. Și despre preț. Deci la această rochiță este 249. Eu spun, și la celelalte? Cea mai scumpă dintre ele se duce în 349. Dar... eu zic că, da, 200 și 350 maxim, având în vedere cât costă materialele ziua de astăzi, prețul, raport calitate-preț, eu spun că este fantastic. Și măcar să vină domnișoarele să le încerce, pentru că foarte multe ziceau, aoleu, mie nu stă bine cu rochie lungă, aoleu, e prea lungă, aoleu, nu mă avantajează. Eu spun că oricine, oricare dintre doamne domnișoare trebuie să aibă o rochie lungă în garderobă, obligatorie. Pe lângă rochița neagră, care toată lumea se știe că trebuie să o aibă în șifonier, rochița lungă la fel este un must care se cere. Da. Următoarea prezență de astăzi este Roxana. E un pic mai elegantă. Este un pic mai elegantă datorită acestui aplicații de dantelă argintie. Dar accesorizată cum trebuie, o poți purta la o petrecere la piscină fără probleme. Cu sandale argintii joase, eu zic, arată foarte bine, mai ales pentru o petrecere la piscină. Este, cum spuneam, ușor mai elegantă și datorită faldurile care le face această rochiță pe stil roman, cu un umăr doar. Eu pot să spun că este o rochiță deosebită și se adresează oricărui domnișoare, doamne domnișoare, bineînțeles. O culoare superbă, o culoare care se poartă foarte mult, este vară și de ce nu. Un albastru care în combinație cu acest model argintiu dă foarte bine și împreună fac din această rochiță, pot să zic, un spectacol. Să vedem și partea din spate. Este foarte simplă în partea de spate, astfel încât poți să-ți pui tu ce bustieră vrei, ce sutien vrei. La fel, foarte ușor de purtat, având în vedere că ea este toată încrețită, ascunde orice imperfecțiune, astfel încât să te simți tu bine. Că de fapt aici este, o persoană trebuie să se simtă bine cu ce poartă. La fel, foarte ușor de întreținut datorită materialului elastic, are crăpătură de data aceasta e ușor mai adâncă, astfel încât tu poți să o închizi atât cât vrei. Dacă vrei să o lași cât este de adâncă, o poți lăsa. Dacă nu, ea este petrecută, astfel încât să-ți poți pune o broșă sau efectiv cusută, ușor, da, și o poți deschide chiar doar deasupra genunchiului, dacă nu vrei să se vadă prea mult. Deși când se poate arăta, arătați fetelor. Da.
Și ultima prezență, una extrem de colorată. Una extrem de colorată, o culoare puternică, la fel aceste culori fantastice de vară, portocaliu, albastru, merg foarte bine împreună. O rochiță ideală de zi, de seară, la fel depinde cum o accesorizezi. Se adresează persoanelor puternice și tinere. Uite-te ce bine stă, strălucește Alexania. Le prinde pe cele blonde, nu? Da, culoarea de ce asta? Nu, bineînțeles. Deci orice culoare. Nu, blondelor mai rău să zic că ne stă în bej, că nu ne știm pune în vedere, în valoare, dar nu, culoarea stă bine la oricine și chiar la o brunetă, de ce nu, la oricine. Această culoare este fantastică. Ideală pentru zilele călduroase, ideală pentru piscină, ideală pentru seară, la fel, dacă știi să o accesorizezi cum trebuie. Având în vedere că este foarte, foarte colorată, normal că o poți pune în valoare cu orice fel de accesoriu, cu orice fel de culoare, cât mai colorată. Ce mărime este acesta? 36. Da, Alexa e micuță de înălțime, da. Dar nu mi se pare foarte lungă, de aceea ziceam rochița. Da, rochița este ok, pot să zic, pentru 1,70, 1,75, dacă spui și tocuri, nu mai trebuie să tăiată. Restul celorlalte rochițe de la, bine, toată colecția Atmosfer, bineînțeles, ei sunt specializați pe această, să zic, stil de moda, ei sunt cei mai buni din punctul meu de vedere. Și merge foarte ușor de tăiat. Câte unele, să știi, rochițe chiar nu vin tivite, tocmai pe ideea că oricum va trebui tăiată și atunci... De ce să ne mai facă timp? Da, nu are rost, pentru că oricum vine tăiată și este foarte simplu, doar surfilată. Bineînțeles că materialele acestea elastice, cum să zicem, un pic mai greu de făcutivul, să spun așa, la ele, da? Cu un surfilar simplu este foarte, foarte ușor, mai ales că acum există o groază de mașini de cusut care exact o taie și o surfilează în același timp și gata. Ce le recomand fetelor din punctul de vedere a rochițelor pe care le-am prezentat astăzi? Să poarte colorat, este vară și ne bucurăm de zilele însorite de afară și atunci bineînțeles că acele culori care le găsim în natură le vrem cât mai aproape de sufletul nostru. Coloratul ne și scoate în evidență și știe întotdeauna să atragă privirile tuturor și suntem frumoase și suntem... Și că să stai liniștită că merge și la piscină și seara. Categoric, asta am mai spus, o repet, da, că rochițele care le-am prezentat astăzi, tocmai de aceea am prezentat aceste modele, noi o să prezentăm altele în următoarele emisiuni, că aceste modele merg ideal pentru o petrecere dimineața, acele petreceri faimoase de dimineața după masa la piscină cu tot ce trebuie. Tot ce trebuie și seara, de ce nu? În momentul în care știi să o accesorizezi, îți iei o pereche de sandale înalte, aurii, glamour, pietre, cât mai multe, brățări foarte multe și accesorii cât mai sclipitoare, atunci, bineînțeles, ești de seară și ideal. Lili, îți mulțumim tare mult! Eu vă mulțumesc și vă mai aștept!